Unei femeie care are probleme. Administrația penitenciarilor, ANP. Da, doamna. Doamnă, înregistrez discuția cu dumneavoastră, vă rog să povestiți despre ce e vorba. Înțeleg că ați fost ieri la Administrația Națională da, Penitenciarilor, ANP, cum se numește ea, sau fostul departament da, de pe lângă Ministerul Justiției. Așa. Da, corect, am fost ieri și înainte de asta am sunat la penitenciară numărul 18 și am grăit cu o doamnă, secretara lui comisar, nu știu cine era doamna, și am spus cum poți permite să le tapeze și să-l ție păieți. El șede și plânge, nu fac, să duc la greva poamii, ce să facă aia, să ia chis, bat joc de dânsul. Păi haideți vă rog, el că mi-ați spus mai devreme că nu se înregistra, acum vă rog să-mi spuneți și când se înregistrează. L-au adus la Chișinău pentru un proces de judecată, după aceea l-au dus înapoi la Brănești și îl țin afară. În ce sens afară? Cum în frig? Da, l-a dus și îl țin afară. C-a zis că nu avem locuri unde să-l pui. El lucra la penitenciarul numărul 18 și a pierdut și locul de muncă pentru că a fost etapat la 13 pentru judecată. Și acolo i-a spus că a pierdut locul de lucru și nu au locuri unde să-l pui. Și spune că în baracul 1, se scrie după baracul 1, l-a pus. Și el ședea afară, până la moment afară, pe geantă. Și deși înghețat, el e la grupă, piciorul are probleme, au fost vreo două operații. Și el plângea într-una, zice că, fă ceva, că eu șed și îngheț și nu-i nimic. O cerut ajutor, îi spune la unul, la altul, să chem domnul comisar, pe domnul Constantin. Nu vine nici unul, nici altul. Deci informația asta o știi de mai ieri, mai alaltă ieri, de anul trecut. Și de asta te-ai dus. Dumneata te-ai dus ieri la administrația penitenciarilor știind informația de alaltă ieri. Deci el de câteva zile stă afară. Cum? O stat noaptea pe geantă afară? De luni, de la ora a doua, a ajuns la Brănești. A fost etapat de la 13, Chișinău. Da. Și de la ora a doua șede afară până la momentul dat. El și aseară, și ieri m-a sunat, de pe aparat cel de pe perete, m-a sunat și mi plânge că nu se face nimic. Și eu m-am dus ieri până undeva la 10:30 la departamentul penitenciarilor și am stat de vorbă cu un domn, domnul Nicolae, din departament. Și el m-a lămurit și către mine, mă auziți? Da, către sigur, mine, și-am sunat la penitenciarul, către mine, o sunat la penitenciarul numărul 18. Unii, doamnă, nu a spus pe nume cu cine a vorbit, eu am auzit că eram alături și am auzit că domnul cel care la penitenciarul 18 și-a spus că tot e normal, tot el e pus la baracul 1, tot aia, astea. Și domnul Nicolae a spus, ce faci să vină încolo sau nu? Nu veniți, că nu, că tot e normal, tot e bine, tot nu aveți de ce să veniți. Și după aceea am stat de vorbă că vroiam să-l aduc la înapoi, să scriu cerere să-l aduc la 13, înapoi aici, că acolo Brănești să bat joc tare de ei. Ce, dumneata poți să decizi asta? Nu el trebuie să spună în care penitenciar vrea sau... Și rudele poate să decidă nu, unde să-l duc. Eu aproape, am dreptul. Ca să fie aproape de familie. Să fie aproape de familie, am înțeles. Eu am dreptul să scriu și să-l aduc la care penitenciarul mi-e aproape de familie. Și ce au zis? Și imposibil? El mi-a spus că tot e bine și tot asta. O zis că doamna, deci că tot e bine, el l-a măgit. După ce am venit la dânsul, el mi-a spus mie că dacă ceva se întâmplă și dacă ceva nu, cum spun ei de la Brănești, mă contactez și vedem ce facem. Și mi-a promis domnul Nicolae că l-aranjează la lucru acolo, că el s-a pierdut lucru, că a fost etapat la 13. Și mi-a promis că îi găsește de lucru. Înțeleg că acolo el vrea să lucreze ca să iasă mai devreme la libertate, că dacă lucrezi... Ca să ajute și familia. A, el câștigă și bani. Câștigă și bani când lucrează. Oricum. Când bunica lucrează, câștigă și bani. Da. Și el mamă n-are, tată n-are, e bunica de 74 de ani, în vârstă și e bolnavă și nu are pe nimeni.
El era ajutorul lui bunica. Și bunica plânge într-una. Eu nu știu unde să mă adresez, să bate joc de dânsul. Ieri, iar după ce am fost la departament, m-a sunat soțul, pe la ora 3, m-a sunat iar soțul și mi se plânge. Eu i-am spus, i-am lămurit că am fost la departament, ea că așa și așa. El a spus că îl amăgește, soțul meu cere dreptate, cere să vii departamentul la penitenciar să vorbească personal și alții deținuți vreau să se plângă la departament. Dar penitenciarul numărul 18, domn Constantin Bordeanu, pune piedică la departament ca să nu vie, să facă controle, să vadă realitatea și cum se bat joc ei de ei. De Dar deținuți, în ce condiții ședie. asta e un fel de tortură, să ții omul în frig, Păi da, corect, păi necazat. corect. Eu cred că ar trebui să sesizați și Avocatul Poporului și Comitetul pentru Combaterea Torturii, care activează pe lângă Avocatul Poporului, dar care include și mai mulți ONG-iști, activiști de drepturile omului. Da, Și poate să corect, facem, și domnul poate să de... facem împreună și niște proteste la Ministerul Justiției, la ANP. Cam dispărut semnalul femeii. Da, dispăruse. Soțul m-a rugat să mă duc și la... Nu știu unde vă rugați soțul să vă duceți, că dispărut... Peste tot. Da, la Avocatul și Poporului, soțul da. Cere să vii și să... Sfatul Țării 16 da, la și Chișinău, da. Soțul cere vii și televiziune, că nu se face dreptate. Ei se bat joc de deținuți. Tot sunt oameni, de-o câine și ții jele să-l ții apar. Ții jele și dai o bucată, dar el șede plământ și fără nic, băieții îi aduceau câte un ceai, câte o cofi să încălzească, el îngheța cu tătul. Deci și flământ și afară. Dar afară, nu în afara penitenciarului, în afara spațiilor de cazare, în afara celulelor, în afara... Da, corect, afară, pe teritoriu. În curte. Nu mă asum ce legențe le-a dat în baracul. Unul, cum i-a spus lui... de la Brănești, i-a spus lui domnul de la departament că el se află totul bine, l-a pus în baracul 1. Nu e adevărat. L-a scris în carnet acolo că se numără după baracul 1, dar nu are unde ședea. Nu are. Domnul Constantin i-a spus, sau cine i-a transmis, că el nici nu se arată domnul Constantin pe acolo. Dar Constantin cine este? E șeful penitenciarului? Constantin cine? Da, Constantin Bordeanu e comisarul, șeful penitenciarul numărul 18. Așa se numesc acum, sunt comisar. Da. Și el e bine că face să se lea, face anul nou cu familia, dar deținuți trebuie așa de să îngheață, să plângă. Da. Și el era dezbrăcat. Cum puteți? Dar cum credeți? Ce s-a întâmplat dacă el până a venit la Chișinău, la judecată, avea și loc de cazare, să-i zicem așa, da, de încarcerare, el, domnul, și loc de muncă, și după ce a plecat, cât timp a lipsit aici? O săptămână, două, gata, i-a dispărut și locul și locul de muncă. Ce se întâmplă? Domnul Oleg, el lucra la penitenciarul numărul 18 la... cum spune, la administrație, la bibliotecă, acolo el lucra. Păi toți anii ăștia au lucrat. Și ce, așa repede și peste noapte, locul acela de muncă dispare? Sau l-a ocupat altcineva? L-a ocupat altcineva care e de-a lor, a legătură, că de mult... Aici au fost o altă problemă. Domnii administrației îl torturau, îl presau, cum s-ar zice, în zonă a lor, să-l facă stucați, să spui și cum. Și el s-a adresat, eu sora lui Natasha, și el s-a adresat, scrie Natasha, la procuratură, s-a închis de ala. La departament, au venit la fața locului și au făcut târ, pără tătă, genie, n-a să-l obișnuiască nimeni, n-a să-i zic nimeni, și a scăpat. Și așa frumos, l-a mutat și locul, dar îi spune lui ea ca să-l dezică de la locul, el l-a prevenit. Deci asta e, fel, asta e o formă de pedeapsă că nu au vrut să colaboreze cu administrația penitenciară. Da. Domnul Vasilie, zam director, care era zam șef acolo la administrație,
Îl obliga, îl amenința pe soțul meu să ducă în baracuri, să vadă unii pune lucrurile interzise, deținuțe, unii se află, una alta. Și soțul meu n-a vrut să fie stucăcioc, să fie asta. Eu m-am adresat cu plângere în procuratură, la departament. Și în procuratură o dat cu, că nu-i de competența lor, o dat la departament și ei. Și departamentul a fost la fața locului, eu am și scrisoare la departament. La departamentul a fost la fața locului, o grăit, eu avertizat, că dacă mă repet cu două oară așa, aș și pedeapsă mai crudă, mai crudă. Și acum e ca să adivirești că pedeapsa și costă. Doar de când a fost etapul de întrisprici la penificiară și ei anunță, ea ca vin de ținuții, ei trebuie să... Măcar că e sărbătoare, dar acolo la post este anunțat că vine, trebuie să aibă cazare, cum spuneți, trebuie să aibă pat și cum, să-l instaleze undeva într-o cameră, doar de acolo și s-o dus. Dar ce, ei explică că n-au locuri pentru că e sărbătoare? Da, ei explică că nu sunt locuri și se află, nu lucrează administrație, că nu e sărbătoare. Da, și trebuie să șadă ca un câine aparățenie. Până la anul nou peste el vechi, două săptămâni. O zis că așteaptă vreo două, trei zile și a să vedem și a să facem și cum a să facem. Dar cum să aștepte dacă deținutul trebuie... eu științat că vă aducem deținut. Apoi înseamnă că este legătură, că vă aducem. Eu știu că alții când îi aduceau și la unul de noapte intrau și în capel. Am înțeles. Am zis că nu sunt locuri. Și eu vreau dreptate. Soțul meu a cere să aduc televiziunea. Mulți deținuți vreau să vii departamentul, să televiziunea, vadă. Televiziunea, vă dați seama. Televiziunea ajunge la partea penitenciarului și nu poate intra acolo. Numai ce pot ei din interior se relateze sau, cum am zis, Comitetul Celălalt pentru Combaterea Torturii. Dacă tot nu o să le spună piedici, poate să intre și să verifice și să întrebe de deținutul dumneavoastră, de altfel cum îl cheamă, că dacă se interesează oameni. Soțul meu, Șevcenco Maxim. Maxim Șevcenco. Se află la Brăni. Șevcenco Maxim. Și oamenii se duc acolo și întreabă. O să-l întrebe pe el unde a stat, o să întrebe martori, o să ceară... El cere să vie departamentul personal, să vie să vorbească, să vadă cu ochii lor la față. Nu ce le spune minciune, domnii șef de la penciarul numărul 18. El cere ca să vie departamentul personal. Am înțeles. Să vorbească și mulți deținuți vreau să se plângă și să se confirme în ce... Condiții și de acum soțul meu și de afară și îngheață și câte zile și cât timp vreau să confirme și deținuții. Cum le aduce lui ceai, coafie și așa de plămâni și îngheață. Am înțeles. Mulțumesc doamnelor pentru mărturie, pentru curaj. Vă rog să fiți pregătite să reacționați. Dacă se interesează presa, probabil permiteți să le dau telefonul ca să comunicați. Dacă se interesează cei de la Avocatul Poporului, tot așa vă pot pune în contact ca să informați despre ce s-a întâmplat cu soțul da, dumneavoastră Șevcenco. Da, eu cu mare mulțumire aș fi dacă m-ar contacta mai cineva și am scoate dreptatea la iveală. Am înțeles. Mulțumesc pentru încredere. Ținem legătura. În zilele următoare pregătiți-vă poate să ieșim și la protest. Bine, mulțumesc. La revedere.